Salutare, tu mă întrebi, iar eu răspund. Al doilea episod din sezonul 2. Azi răspund la 5 întrebări ce le-ați lăsat acolo jos în comentarii la clipul trecut, așa că evident nu ezitați să lăsați și aici întrebări. Prima întrebare este de la Robert. Ce mi-ai recomanda să-mi cumpăr dintre următoarele telefoane? Xiaomi Redmi Note 13 4G sau Samsung Galaxy A15? După cum ți-am zis și în comentarii, există plusuri și minusuri de ambele tabere. De exemplu, minusul major al lui Redmi Note 13 4G ar fi procesorul. Cu toate că pe hârtie pare mai performant procesorul de pe Redmi Note 13 4G, pentru că are frecvențe mai mari, Helio G99 de pe Galaxy A15 este cu vreo 90% mai performant pe parte de GPU, deci are o performanță aproape dublă pe parte de GPU, adică jocuri sau editări grafice. Mă rog, nu cred că o să faci editări grafice pe telefon, dar jocuri sunt aproape sigur că vei juca. Iar pe parte de CPU, adică cum se mișcă el așa prin aplicații uzuale și cât de repede intră pe aplicații, nu doar cum se mișcă prin aplicații, tot Galaxy A15 stă mai bine. Totuși, când vorbim de cum se mișcă în aplicații uzuale și mai ales de cât de repede intră în anumite aplicații, aici intră și stocarea, deci viteza stocării. Și din păcate pentru Galaxy A15, iar din fericire pentru Redmi Note 13 4G, este faptul că A15 are o stocare mai lentă versus Redmi Note 13 4G. Deci prin sistem se cam balansează procesorul cu stocarea și se mișcă cam la fel telefoanele, dar odată ce te afli într-un joc sau aplicație mai solicitantă, Galaxy A15 este mai performant pentru că acolo intră deja mult mai mult procesorul decât stocarea. Mă rog, decât viteza stocării, nu cantitatea stocării, mare atenție. Mai exact este UFS 2.2 pe Redmi Note 13 4G, o stocare chiar foarte rapidă la banii ăștia, versus, cred eu, eMMC 5.1, pentru că nu se specifică pe Galaxy A15. Și de ce zic asta? Păi pentru că el merge mai slab decât m-aș fi așteptat pentru acel procesor, dacă ar fi fost în combinație cu o stocare de tipul UFS. Deci plusuri și minusuri pe parte de performanță, dar eu aleg procesorul mai performant decât stocarea mai rapidă. Iar procesorul e factorul cheie care îți dă o experiență bună sau proastă de utilizare. Aici mă refer la banii plătiți, pentru că ce să vezi, Galaxy A15 e și ceva mai ieftin, cu vreo 50-100 de lei dacă nu mă înșel. Camerele, într-adevăr, s-ar putea ca acea cameră principală de pe Redmi Note 13 4G să fie ceva mai bună. Nu zic nu. Dar per total aici nu o să vezi mari diferențe. Unde totuși s-ar putea să vezi diferențe este pe parte de luminozitatea ecranelor, pentru că Redmi Note 13 4G are dublul luminozității, ceea ce s-ar putea, și nu că s-ar putea, ceea ce cu siguranță îl face mult mai ușor de utilizat afară în soare puternic, dacă asta te interesează pe tine. Nici A15 nu stă foarte rău aici, dar clar Redmi Note 13 4G face o treabă mai bună. Evident, Redmi Note 13 4G are și un design mai fain, deci arată mai bine, mai actual, dar evident trebuie să ții cont și de ce soft preferi tu. De optimizat, într-adevăr, încă Samsung e mai bine optimizat, dar dacă acel Redmi Note 13 are HyperOS în acest moment, nu e nici cel foarte în urmă, adică este mult mai bine optimizat în mare de când există și acest HyperOS. Evident, mai sunt mici chichițe aici colo ce ar trebui îmbunătățite, dar diferența nu mai este mare pe parte de soft între ele, cum era, nu știu, acum un an, doi. Deci n-ar trebui să te uiți la care soft e mai bine optimizat, pentru că în mare acum sunt la fel. Totuși o idee peste Samsung, dar nici mare diferență, ci ar trebui să te uiți la care soft îl preferi tu mai mult. În primul rând, uită-te la performanță, ți-aș indica să te duci în Flanco, Media Galaxy, Altex, eMag, habar n-am, într-un showroom de ăsta, să te joci pe ambele, deci literalmente stai măcar 5-10 minute și butonează, vezi care merge mai bine, mai ales intră în aplicația camerei și care are lag mai mare în aplicația camerei, ăla o să meargă mai prost în general în aplicații, că sincer nu le-am testat literalmente în paralel, dar am observat că ambele mai au lag aici colo. Nu știu să zic exact care are mai mare lag versus celălalt, dar cel puțin pe parte de procesor, ți-am zis, Galaxy A15 e mai bun. Și dacă te și joci, de exemplu, un PUBG sau un joc ceva mai solicitant, clar trebuie să-ți iei Galaxy A15, chiar dacă poate intră cu 10-15 secunde, e mai greu un joc, pentru că are o stocare mai lentă. După ce ești în joc, o să meargă mai bine acel Galaxy A15 și are și o rezervă mai mare de performanță. De încărcat se încarcă cam la fel de repede, autonomiile sunt similare. Eu aș lua Galaxy A15 pentru că e și ceva mai ieftin și în mare îți oferă aceeași experiență de utilizare, dacă nu chiar o idee mai bună în unele cazuri, ți-am zis, în gaming, de exemplu. Deci dacă n-ai nicio preferință de soft, clar A15 n-are sens să mai mergi în niciun showroom să vezi cum se mișcă, da? Dar dacă tu preferi Redmi-ul, atunci ar fi de indicat să încerci totuși și cum se mișcă acel Galaxy A15 și cum se comportă el per total, să-ți faci așa o primă impresie măcar. Așa, apropo,
eu v-am răspuns tuturor la comentariile de la clipul trecut. Sau dacă nu v-am răspuns și doar am dat inimă la ce ați comentat voi și la ce au comentat alții, înseamnă că am fost de acord cu ce au zis ei și n-am avut nimic de adăugat. Deci, chiar dacă nu o să vă răspund pe clip, cu siguranță o să răspund la comentariile voastre, măcar acolo jos în secțiunea de comentarii, da? A doua întrebare vine de la Cosmin. Care telefon este mai bun dintre Motorola Edge 40 și Redmi Note 13 Pro Plus și de ce? O întrebare la care n-am un răspuns foarte clar, dar odată ce am testat și eu Redmi Note 13 Pro Plus, asta după ce am testat Motorola Edge 40, pot să spun că într-adevăr Motorola Edge 40 merge mai fluid prin sistem și în aplicațiile uzuale. Mai are și el mici agățări, dar foarte rar. În timp ce Redmi Note 13 Pro Plus are lag destul de des prin sistem. Chiar nu mă așteptam la asta de la acel telefon. Deci dacă îți iei telefonul pentru o utilizare normală, te joci puțin pe telefon, te mai joci un meci două de PUBG, să zic, din când în când, dar în rest stai pe Facebook, trimiți un mesaj, faci poze, vorbești la telefon, deci chestii uzuale, cred că e mai ok Motorola Edge 40, pentru că se mișcă literalmente vizibil mai bine prin sistem. Dar Redmi Note 13 Pro Plus, de exemplu, îți permite setări mai mari în PUBG și efectiv în joc nu există drop frame-uri majore. Poate a mai fost unul din când în când, dar n-am observat eu sau nu m-a deranjat. Nici pe Edge 40 nu există drop frame-uri majore, adică să te încurce, dar acolo setările sunt ceva mai slabe. Ambele merg la 60 de FPS-uri, dar acel Redmi Note 13 Pro Plus permite setări vizuale mai bune și probabil asta e valabil și în alte jocuri. În rest, pe parte de camere, nu aș zice că o să vezi mari diferențe între ele. Să nu te păcălească camera aia de 200 de megapixel de pe Redmi Note 13 Pro Plus. Mare atenție, nu zic că e slab. E unul dintre cele mai bune telefoane la camera principală în acest buget. Dar exact același lucru pot să-l zic și despre Motorola Edge 40. Deci ele sunt unele dintre cele mai bune telefoane de la sub 2000 de lei pe parte de camere ce poți să le alegi. Ecranele în mare sunt cam același lucru, nu o să vezi mari diferențe între ele. Poate doar afară în soare puternic, din nou acel Redmi are o luminositate mai bună și s-ar putea să facă diferența pentru tine. Habar n-am, pentru mine chiar nu contează, nu stau afară pe telefon. Când ies afară, încerc să profit de momentele în care ies afară, da? Dar pe parte de autonomie, într-adevăr, Redmi Note 13 Pro Plus e mai bun și pe hârtie, dar și în practică. Dar ți-am zis, pe mine mă sâcâie faptul că are lag destul de des prin sistem acel Redmi Note 13 Pro Plus. Nu știu dacă o să se rezolve cu vreun update viitor, pentru că eu l-am testat acum destul de recent, nici de două săptămâni. Încă nu i-am postat clipul, urmează și review-ul lui și deci nu l-am testat fix după lansare. Deja au trecut, nu știu, 4, 5, 6 luni de la lansare, ceva de genul, nu mai știu exact când a apărut. Și telefonul încă are lag prin sistem. Ideea e că procesorul poate să susține o performanță bună fără lag în aplicații uzuale, dar nu știu de ce există acel lag. Chiar nu pot să-mi explic. Optimizarea software. Asta ar fi singura explicație. Încă nu e suficient de bine optimizat acest Xiaomi. Dar, ți-am zis, Xiaomi deja stă mult mai bine pe partea de soft față de cum a fost la MIUI, cel puțin asta am observat eu, habar n-am ce zic alții. Și per total, dacă luăm în calcul și prețul, clar, Motorola Edge 40 oferă mai multe la banii plătiți, mai ales în viața reală, că pe hârtie, clar, Redmi Note 13 Pro Plus stă mai bine, dar eu vorbesc aici în viața reală. Genoveva Mocanu. Ce părere ai despre Motorola Edge 50 Fusion? Aici o să fiu foarte scurt. Ideea este că Motorola Edge 50 Fusion este sub Motorola Edge 40. Este mai degrabă un upgrade de la Motorola Edge 40 Neo, foarte mic upgrade și de la el, pentru că cam tot acolo, ba chiar pe parte de camere pare să fie mai slab și decât acel Motorola Edge 40 Neo, cel puțin pe hârtie zic, dar fiind același soft și în practic o să fie o idee sub, performanța e mai slabă decât la Motorola Edge 40 și de fapt e cam aceeași cu al lui Motorola Edge 40 Neo, are, dacă nu mă înșel, aceeași baterie cu Motorola Edge 40 Neo și per total, ți-am zis, e upgrade-ul de la Motorola Edge 40 Neo. N-are nicio treabă cu Edge 30 Fusion, e sub acela, este chiar și sub Motorola Edge 40 simplu, din păcate. Iar prețul lui corect îl văd pe la sub 1400 de lei, mai degrabă pe la 1200 plus minus, având în vedere că n-au ție Motorola Edge 40 pe la 1400-1500 și e mai bun decât acela. Prețul lui din România încă nu-l cunosc, nu l-am găsit pe site-uri, dar ci că ar fi undeva la 350 de euro în Europa, deci să zicem 1800-2000 de lei
lei la lansare la noi în România, ceea ce e bine dacă ne uităm istoric, adică motorul H40 s-a lansat pe la 2400. Deci dacă scade cam la fel procentual, pe acolo ajungem, pe la 1200-1300 de lei cu prețul acestui telefon. A patra întrebare vine de la Andreski 1. Andreskai 1, nu știu, ceva e genul. Salutare, îmi poți recomanda un laptop de gaming până în 4500 de lei? Păi da, cum să nu? Ăsta a fost și răspunsul meu cu recomandarea mea și de ce am făcut-o. Deci vă rog eu să țineți cont și de recomandările alea, adică, în primul rând, când vă jucați sau faceți ceva mai intens pe el, folosiți-l doar la priză și, în al doilea rând, când îl folosiți la priză, activați acea setare prin care laptopul vostru să nu se mai nici încarce, dar nici să nu se mai descarce, adică bateria laptopului, astfel încât să nu mai treacă curent prin baterie și, deci, elimini o sursă foarte mare de căldură. Evident, bateria nu se încălzește la 90-100 de grade cum o face procesorul sau placa video, dar poate ajunge la un 40-50 de grade, destul de lejer la un 50 de grade, și având în vedere că bateria e literalmente cât un telefon sau chiar mai mare într-un laptop, e o sursă foarte mare de căldură versus chipul care e atât, efectiv. Deci nu avem o temperatură atât de mare, dar e o temperatură măricică pe o suprafață foarte mare din laptop. Și din propria experiență spun că o să scadă temperaturile cu 5-10 grade per componentă individuală dacă vei face acea setare și îl vei utiliza predominant la priză. Deci literalmente ai o temperatură mai mică, dar și o performanță mai mare, pentru că reușește să se mențină frecvențele la un nivel mai înalt pe o perioadă mai lungă, fiind temperaturile mai mici. E un fel de life hack, da, dacă vrei să o luăm așa. Cum se face acea setare la acest laptop ce eu ți l-am recomandat? Habar n-am, dar trebuie să găsești tutoriale pe YouTube, pentru că eu am un Lenovo Legion. Acum, de ce am ales eu acest laptop? Este destul de simplu. Am căutat să fie cu RTX 4060, 3070 sau 3070 Ti în acest buget, pentru că n-aveam șansă cu 4060 Ti sau 4070 sau așa mai departe. Evident, la banii ăștia poți să găsești chiar și cu RTX 3050, 3050 Ti, 4050 și evident acele laptopuri o să fie în combinație, poate cu mai multă memorie RAM, poate cu mai multă stocare sau poate cu un procesor mai puternic. Dar ce te interesează pe tine în primul rând este placa video. Mare atenție. După aceea, zic eu că pentru un gaming optim ai nevoie de minim 16 GB RAM. După aceea, procesorul să fie unul decent, dar deja când vorbim de un laptop cu 4060, automat ai și un procesor mai mult decât decent pentru gaming. Nu există să-ți dea 4060 cu Ryzen 3 5300U. Am dat doar un exemplu, habar n-am. Nu există acest gen de laptop. Dacă scădem bugetul și mergem, nu știu, la un RTX 2050 sau 3050 acolo, cine știe, poate găsești un astfel de laptop. De exemplu, cu Ryzen 5 5500U am găsit astfel de laptopuri și cu GTX 1650. Mă rog, intrăm în alte detalii. Dar deja la acest buget n-ar mai trebui să te uiți neapărat la procesor. Asta era ideea. Iar pe partea de stocare ai 512 GB, care zic eu că nu ți este suficient, dar poți să mai adaugi, pentru că din ce am citit în comentarii, ai încă un slot M.2 liber. Ceea ce e foarte bine, mai adaugi un tera lejer, chiar 2 tera și n-ai nicio treabă cu acel laptop. La fel și cu memoria RAM sunt două sloturi, ambele sunt ocupate cu câte 8 GB, dar îmi mai cumpere o plăcuță de 16 și o să ai 24 cum am și eu un laptop și la 24 zic eu că o să-ți fie suficient pentru absolut orice joc. Dacă nu-ți convine firma asta Gigabyte și nu, o să citești în comentarii că se supraîncălzește pentru că ei nu au făcut acea setare și probabil ei se panichează când trece de 90 de grade procesorul sau placa video, ceea ce nu-i deloc de speriat la un laptop. A meu ți-am zis să ajungi și la 108 grade înainte să fac acea setare și încă merge bine de peste 2 ani jumate de când l-am. Ar trebui să te uiți la alte laptopuri, dar tot cu 4060 dacă vrei să ai o experiență foarte bună de gaming pentru banii plătiți. Sau ți-am zis 3070. Au fost unele momente în care au fost laptopuri cu 3070 la sub 4500 de lei, iar performanța e una similară, dacă nu chiar o idee mai bună pe 3070. Și nu, n-ar trebui să te uiți la un laptop de ultimă generație, pentru că ai văzut. Vorbim de un laptop cu procesor cu i5 a 12-a generație, nu a 14-a generație, dacă nu mă înșel, a apărut și aia. Tu trebuie să te uiți să fie placa video de ultimă generație și cea mai performantă în bugetul tău, îți repet, dacă tu ți-ai laptopul pentru gaming. Evident, eu m-am uitat să aibă și ecranul măcar 120Hz, ăsta are 144Hz, pentru că puteai să-ți iei un Victus, dacă nu mă înșel, cu vreo 200 de lei mai ieftin, dar cu 60Hz la ecran. Dacă tu îl folosești conectat la monitoare, cum fac și eu de altfel, atunci mai economisești 200 de lei și ți-ai acel HP Victus. A cincea întrebare vine de la Mihail. Spune-mi, te rog, ce telefon este peste Huawei Nova 10 în bugetul de 800-900 de lei maxim? Am un fix cu grosimea telefoanelor, maxim
8 mm grosime. Chiar sunt curios și ați recomanda voi lui Mihail să facă în cazul lui. Dar evident, ce ați recomanda să facă și celorlalți ce au apărut în acest clip? Chiar sunt curios să vă citesc recomandările și opiniile. Chiar sunt curios să vă citesc recomandările și opiniile voastre de acolo de jos din comentarii. Dacă tot mergeți acolo, nu uitați și de like, share și abonare dacă v-a plăcut acest clip și evident dacă nu sunteți abonați deja acestui canal. Ei sunt oamenii care mă susțin efectiv în mod direct la momentul editării acestui clip și dacă vrei să o faci și tu, tot acolo mai jos găsești butonul de alătură-te, iar până la următoare eu îți doresc numai bine.